seara și bine v-am găsit la o ediție specială. M-am gândit eu că înainte de începerea unui nou an școlar să vorbim un pic și despre altceva. Nu doar despre programa școlară, despre cărțile și rechizitele, uniforma pe care o luăm celor mici, despre programul lor, ci despre cum ne educăm copiii în spirit creștin. Pentru că este un subiect care și pentru mine e o provocare și îmi doresc să trezească în mintea și în sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră câteva întrebări și să vă aducă invitații mei și câteva răspunsuri, dacă se poate. Cum ne educăm copiii în spiritul creștin? Vom vorbi despre acest subiect cu doi preoți tineri, cărora le mulțumesc foarte mult pentru că au acceptat invitația și provocarea. Spuneam doi preoți tineri care sunt și părinți, mi-am dorit acest lucru, să fie și părinți și tineri, ca să dea și un exemplu despre cum ne educăm copiii în spiritul creștin. Voi începe prezentările cu primul care se află în dreapta mea, preotul Mihai Capșa, preot în parohia Arămoaia din comuna Tupilați, și urmează preotul Mario Ciucanu, în preot în Cotul Vameș din comuna Horia. Mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Mulțumim și noi, cu drag. Părinte, sunteți prima dată într-o emisiune cu mine. Vă mulțumesc în mod special pentru invitație. Pe părintele Mihai Capșa îl cunosc de mai de mult. Părintele este și profesor de limba română și ne-am mai întâlnit cu ocazia activităților pe care dânsul le realizează împreună cu copiii. Vă spuneam, n-am discutat prea multe despre emisiune înainte și va fi așa ceva nou pentru fiecare dintre noi. Dar mai întâi, ca să trecem de emoții, da? Sunteți tineri amândoi, sunteți preoți în perioada asta zbuciumată, că nu trăim niște zile foarte liniștite noi, ca societate. Da? Ce v-a determinat pe fiecare în parte să deveniți preoți? Pentru că e ceva foarte... mi se pare ceva foarte greu și trebuie să te simți oarecum ales să fii în comunicare cu Dumnezeu și în legătură cu El și cu enoriașii. Dați-mi voie să... Vă rog. Încep, dacă îmi permite și părintele. Cu siguranță în viață, dacă ajungi să faci lucru la care ești chemat să-l faci, cu drag acest lucru se vede. Cred că ar trebui să ajungă în biserică doar cei care își dedică viața întru totul comunității și bisericii. Cum am ajuns să intru în această treaptă grea, frumoasă, deosebită, dificilă a preoției, am ajuns în urma unui model, un model de care avem nevoie cu toți. Eu învăț și copiii la școală despre utilitatea unui model. Am deschis ochii într-un sat fascinant, într-un sat plin de istorie, un sat lângă Târgu Neamț, Târpești. Iar până la vârsta de 8-10 ani mi-am petrecut acolo fiecare vacanță. Ei, în acel sat am întâlnit un preot care îmi este model și acum și nu cred că este pas pe care să-l fac eu ca preot, să rămân la părintele Constantin Gheorghiu. A fost preot paroh în satul Târpești timp de mai bine de 40 de ani. Îl vedeam aproape zilnic, casa bunicilor mei era vis-a-vis de casa părintelui, casa parohială a părintelui. Și mi-am propus, cred că undeva prin clasa 5-a, 6-a, eu îmi doresc să fiu ca acel părinte care trecea în fața tuturor celor din sat, un om educat, onorabil, un preot din acei preoți de care vorbește literatura medievală, respectat și demn și cu spatele drept și
de la care ai de învățat oricând un lucru bun și oricând era dispus să ajute atât pe cei tineri cât și pe cei în vârstă. Nu în ultimul rând, provin dintr-o familie unde tatăl este un model extraordinar, de la care am învățat și învăț 24 din 24 de ore. Fratele este cu puțin mai mare ca mine ca vârstă și dânsul este preot. Însă modelul la care mă raportez când vine vorba de comportament, de slujbă, de rânduială, de activități, de dialogul acesta interpersonal, interuman, mi-aduc aminte de acest deosebit preot Constantin Gheorghiu din satul Târpești. I-ați spus vreodată că a reprezentat un model? I-am spus când eram mai mic, adică pe la începutul liceului, dânsul a trecut la cele veșnice acum câțiva ani. Acum 8 ani de zile, 8-9 ani de zile. Dar am avut cu dânsul o relație deosebită. Foarte frumos. Cu drag. Părinte Ciocanu. Parafrazându-l oarecum pe Creandă, nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească, din orașul Bicaz, de undeva, de pe Valea Bistriței, un pic mai în deal, în Amonte, de orașul nostru drag, Piatra Neamț, unde ne aflăm acum, de casa bunicilor, din apropiere de Mănăstirea Horaița, de lângă Dobrin, din localitatea Negrești, unde am copilărit și unde Dumnezeu să odihnească bunica mea, mă ducea în fiecare duminică și sărbătoare la biserică. Pot spune cu nostalgie că perioada copilăriei a reprezentat pentru mine un model și nașterea unui vis. Pentru că inițial ai mei părinți și-au dorit să devin militar. Și am avut o educație riguroasă în acest sens. Tata a investit foarte mult sport în mine și atunci când ne pedepsea, nu ne pedepsea niciodată cu nuiaua, ci eu și frații mei, pentru că mai am încă doi frați, un frate și o soră, când greșeam, făceam abdomene, genuflexiuni, Tot și flutări, fata toți și... trei. Încât atunci când am dat examenul de bacalaureat, ei au dat examenul la sport, au trecut cu brio ca niște sportivi veritabili. Făcând o paranteză. În clasa a șaptea, bunica mea s-a mutat în veșnicie. Numai înainte ca să lase un cuvânt cu limbă de moarte, ca eu să urmez visului care mi l-am propus în copilărie. Și am depășit cuvintele și recomandările tatălui și am dat la seminar, chiar dacă a fost o dezamăgire pentru el că mă duc la seminar, dar am făcut ce am visat. Din Fradiu de Împruncie și am terminat seminarul aici, în Piatra Neamț. Am făcut facultatea de teologie la Iași. Am lucrat în învățământ ca și profesor de religie un an de zile, iar mai apoi am absolvit cursurile universitare de licență și de master la Facultatea Dumitru Stăniloae din Iași. Am activat ca și cântăresc bisericesc timp de mai bine de 12 ani la parohia și la Biserica Sfânta Parascheva de aici, din imediata vecinătate a A locației noastră, da. dumneavoastră. Și mai apoi, Dumnezeu, și din încuviințarea și cu binecuvântarea în al preasfințitului Ioachim, al Romanului și Bacăului, mi s-a acordat demnitatea de secretar al protopopiatului Roman timp de un an și jumătate și de totodată de preot slujitor în parohia Cotu Vameș. Actualmente sunt preot paroh la parohia Cotu Vameș 2 și director zonal pe roman al Centrului de Pelerinaje Meteoratur a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Și încerc totodată să împletesc activitatea de la parohie cu pasiunile mele din trecut, care sunt excursiile și pelerinajele, implicând totodată tinerii de toate vârstele, bătrâni, oameni de vârsta și de generația noastră, dar și țâncii și pruncii de o șchioapă. Am spus foarte pe scurt cu ce mă ocup, de unde vin și ce gânduri de viitor am. Cum v-am nimerit? Ce mândră sunt eu de mine! Că dintr-o întâmplare, dar nimic nu e întâmplător, v-am nimerit
putem să spunem că vă cunoașteți din copilărie? Da, noi ne știm de foarte mult timp. Și n-ați știut unul de altul dacă vă invit pe amândoi până în ultimul moment. Eu aș vrea să fac o mică paranteză. Dumneavoastră ne-ați așezat preoți într-o societate de criză, într-o societate... Nu de criză, în care viața e tumultoasă, așa, în care oamenii parcă s-au îndepărtat de credință și încearcă să se apropie de o spiritualitate uneori un paralel. Pic prost înțeleasă. Adică, exact, paralelă. În anumite situații intră Dumnezeu, în anumite situații este Dumnezeu prezentat un pic altfel. Da? Deci, spiritualitatea și religia ar trebui să aibă o bază comună. În zilele noastre, parcă pornesc pe două căi... Aveți dreptate, pentru că spunea un filozof antic, Aristotel, că niciun popor nu este atât de înapoiat și de sălbatic, încât să nu aibă o divinitate sau un Dumnezeu, chiar dacă nu știe ce fel este. Uh-huh. Chiar dacă nu știe în ce crede. Dar să creadă în... Da? Dar crede totuși în ceva. Crede în ceva. Da. Inclusiv ateul este un cuvânt antinomic, pentru că a spune ateu înseamnă împotriva lui Dumnezeu. Deja ești împotriva, deja se presupune că tu crezi în ceva asupra căruia ești împotriva. Este forțat oarecum termenul. Dar, revenind la oile noastre, dacă este bine să spunem așa, ne aflăm într-o societate, am putea spune, cu tendințe acute de secularizare. Și aveți dreptate. Din nefericire pentru noi, dar și din fericire în același timp, suntem poate unii de vină, dar în același timp și mediul ne este ostil. Acum câțiva ani, biserica, sunt sigur că vă aduceți aminte, reprezenta sau era în sondaje pe primul loc, cu o credibilitate de peste 80%. În ceea ce privește încrederea, credibilitatea. Da? Aceasta a scăzut fulminant. Poate mai mult sau mai puțin din cauza celor care îmbrăcăm această haină, dar și din varii pricini. Eu cred, și nu cred în teoria conspirației, că au fost și mediul și gânduri și tendințe ostile din partea mai multor societăți civile și nu numai. Este lăudabilă acțiunea dumneavoastră și demnă de apreciat și încurajat. Noi suntem, vă felicităm din acest punct de vedere că aveți curajul să promovați astfel de emisiuni. Să știți că nu mulți se urcă într-o corabie cu o destinație pe care dumneavoastră astăzi vă doriți. Și de aceea vă mulțumim și suntem onorați că ne-ați chemat astăzi aici. Vă mulțumesc eu că ați răspuns. De asta am zis un act de curaj că ați venit. Și un act de curaj din partea dumneavoastră. Da. Da. Mai cu seamă, dacă privim poziția preotului în societate, doar în perioada în care ne aflăm, noi să spunem anii 2000, 2007 sau după 89 până în prezent, fiind biserica bombardată sau secularizată, având în coastă, în temelie, diferiți ghimbi, acest concept în care noi lăudăm trecutul, cum spunea părintele, și vai ce viață avem noi acum, n-a apărut de mult în Europa. Acest concept, de fapt, l-au dus romanticii, cu începutul secolului XVIII, dorința de a dezvolta imaginea sănătoasă a trecutului și de a te plânge mereu de prezentul în care ești. Dar dacă punem biserica, dacă poziționăm biserica în timpul Revoluției franceze, dacă poziționăm biserica în timpul reformei, nu au fost perioade istorice în care roz. Ortodoxia să fi trăit o perioadă roz, da? De liniște și pace. Și niciodată nici poziția... Nu era așa rătăcită, nu? Inclusiv în perioada comunistă, pentru a completa un pic. Așa părerile este. Sunt împărțite despre această perioadă comunistă. Îl vedem la televizor pe domnul Preda, care este un veritabil teolog... Aurelian Preda, nu?
Radu Preda de la Radu București, Preda care de la București. Apare mereu la televizor, apărând de cu un mare bun simț biserica, însă cu o părere oarecum forțată despre cei 40-50 de ani despre comunism. Da, nu cred că suntem aici să vorbim despre această perioadă poate dificilă, grea, frumoasă în același timp a bisericii noastre de până în 89. Vorbim în special de copii, dar până să vină copiii pe lume trebuie să se căsătorească cei doi, nu? Cum se pare? Dumneavoastră ne ridicați la fileu o minge. Eu n-am zis mare lucru. Dar vă aștept să vă răspund. Să-i spunem, să-i spunem interesant. În primul rând, noi suntem hirotoniți de puțin timp și nu avem o așa mare experiență ca preoți încât să putem avea un cuvânt greu de spus. Lăsăm aceste cuvinte pe seama preoților care au 40-50 de ani în biserică, care sunt odihniți în Hristos. Noi încă suntem tineri, n-am depășit nici eu, nici părintele 40 de ani. Ne îndreptăm ușor spre 40 de ani. Cât mai ușor. Mersul la biserica celor doi cu dorința de a se căsători, de a se uni, ar trebui să fie, să urmeze poziția lor din biserică din timpul cununiei. Mirele stă la dreapta, cum se uită la catapeteasmă, adică l-are în față pe Hristos, iar mireasa de-a stânga, adică o are în față pe Maica Domnului. Cred că este important ca cei doi să facă tot posibilul să aibă drept model, că vorbeam la începutul emisiunii de model, pe cele două chipuri dumnezeiești, nu este ușor, dar din viața celor doi, Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, înțelegem că drumul în viață fără jertfă nu are cum să existe, nu este posibil. Dacă alăturați căsătoria și jertfa, deja mă sperii. De ce fără jertfă? De ce nu facem acea lună de miere de care vorbesc toți? Nu facem o viață întreagă de lună de miere, da? Se poate? Se poate, bineînțeles, se poate. Dacă respectăm îndemnurile pe care biserica le are de peste 2000 de ani, se poate. Se poate. De asta biserica vine cu răspunsuri cât se poate de onorabile și de bun simț pentru familiile din zilele noastre. Gândiți-vă că bunicii noștri au trecut prin război. Iar bunica mea a rămas acasă crescând copii cu un soț pe front, neștiind dacă acel bărbat, soțul ei, se întoarce sau nu se întoarce. Iar cum e bunica mea, sunt sute de astfel de femei cu ani în urmă și pe care le găsim și în zilele noastre, care și-au definit iubirea în biserică și sănătos în mintea lor și limpede. Ce a făcut-o, ce a determinat-o pe acea femeie să aștepte 7 ani, 8 ani, 10 ani un bărbat? Este o întrebare, dacă nu cumva credința, nădejdea și iubirea autentică și sinceră. Este un subiect interesant pentru tinerii de astăzi care sunt bombardați într-o lume secularizată, cum vorbea părintele, de mesaje toxice care lovesc în mare parte la temelia familiei. Dumnezeu este dragoste, da? Este iubire nemărginită. Prin definiție. Și între cei doi. Așa. Tot Dumnezeu trebuie să fie, da? Deci fără între cei doi trebuie să fie în special, în principal, dragoste sau și mai ce? Între cei doi. Sau cum vedeți dacă doi tineri, asta e mai grea, cum vedeți dacă doi tineri care au ajuns în fața preotului se iubesc cu adevărat, care ar trebui să fie fundamentul relației celor doi? Că se întâmplă o relație chiar pornită pe iubire să nu aibă un final fericit, dar dacă n-ai pornit din start cu acest sentiment? Există tendința în zilele noastre când, ca tinerii, să se căsătorească un pic mai tomnatici. Trendul nu mai este la ca odinioară bunicii noștri la 18, 20, 22, 23 de ani,
să-și pună pirosteile și să-și spună da în fața ofițerului de stare civilă și în fața preotului la Sfântul, la aproape de Sfântul Altar. Acum trebuie experiență, trebuie să te cunoști. După o prietenie mai îndelungată, după 5, 6, 7 ani, când trece aceste prietenii se termină în mai multe feluri. Cu strângeri de mână și la revedere, nu ne mai înțelegem, nu mai suntem compatibili, nu mai suntem pe aceeași lungime de undă, cu scântei uneori, din nefericire, sau, în cel mai fericit caz, spunându-și da în fața lui Dumnezeu. A spus la un moment dat că este posibil ca luna de miere să se continue așa după imediat după căsătorie? Vă spun că da. Nu de mult am participat la un eveniment nefericit dintr-o familie. Când o doamnă, cu lacrimi în ochi, conducându-și tovarășul de viață de peste 60 de ani pe ultimul drum, mi-a spus așa: părinte, niște cuvinte care m-au răsturnat, mă mărturisesc. Părinte, viața noastră a fost o continuă lună de miere. Momentul acela... După câți ani de căsătorie? 60. Dacă i-au spus după 60 de ani acest lucru, înseamnă că încă mai sunt modele vii pe care trebuie să le vedem lângă noi, nu neapărat la cei de generația noastră, la bunicii noștri. Pentru că poate noi nu gândim ca ei. Copiii noștri care vin după noi nu vor gândi ca noi. Și e firesc. Dar tradițiile sănătoase trebuie să le menținem. Preoții, noi nu suntem conservatori. Noi suntem conservatori. Suntem acuzați că provenim și gândim ca în evul mediu. Dar mai degrabă așa decât să gândim ca într-un ev mediocru, în care cu părere de rău simt că ne îndreptăm. Sau simțim mulți dintre noi că ne îndreptăm. Nu mai punem baze pe valori. Și spuneați, iarăși, ca să nu mă îndepărtez de la subiect, pe ce trebuie să bazeze o relație? Pe iubire nețărmurită, pe dragoste, în primul rând, pe credință și pe încredere reciprocă. Pentru că dacă ai încredere în celălalt, având în vedere că unul are o misie, are altul o slujire, altul o misiune, altul un servici, chiar în zone îndepărtate, existând dragoste, abia așteptând să te întorci acasă, la soțul sau la soția ta, și să-i sorbi privirea, să auzi cum te toacă jumătate de oră. Dar cu acestea te încarci. Știi că e un rău necesar în ghilimele. Existând încredere și credință în Dumnezeu, pentru că te raportezi la Dumnezeu prin soțul sau prin soția ta. Mântuirea, în acel moment, dacă tot vorbim din punct de vedere creștin, nu se face în singurătate, individual, se face doar în comuniune, alături de soția ta. Pentru că soțul sau soția credincioasă mântuiește și pe cel din casă care este mai puțin credincios. Acesta este punctul meu de vedere. Probabil. Bun, ziceați de încredere. Dacă dragostea poate se poate naște separa, așa deodată. Separa de încredere, da. Să știți. Dragostea, da, poate să se întâmple așa, fulgerător. Da? Da. Și să rămână și să crească. Sau să se stingă. Da, să zicem că rămâne. Da? E, încrederea necesită timp. Da. Deci o relație lungă ați zice că e de preferat? Nu. În cazul, până să, ca cei doi să se căsătorească, să aibă o relație în care să se cunoască și să-și clădească încrederea unul în celălalt. Depinde ce fel de cunoaștere, la care cunoaștere vă referiți dumneavoastră. Pentru că, din nefericire, nu mai este la modă ca tinerii să se prezinte în fața Sfântului Altar așa cum i-au făcut părinții, curați, feciorelnici, ca să nu folosim termenii biologici. Nu. Tinerii se cunosc, locuiesc împreună de un an, doi, trei, ca în reclama aceea cu Giusto. S-au cunoscut deja, vom avea un nepoțel. Mm-hmm. Nu. Ideal ar fi ca cei doi să nu locuiască împreună. Există riscuri, povești, teorii de planning familial, că nu sunt compatibili, dacă nu se înțeleg matrimonial și alte povești. Dar sunt și acele ipoteze. Nu sunt ipoteze. Foarte. Sunt. Vreți să vă spun ceva? După ce există cazuri în care, după o prietenie foarte frumoasă, de 3, 4, 5 ani, după ce s-au căsătorit, cei doi se despart după nici jumătate de an. De ce? Pentru că intervine o stare de orgoliu. Tu, în momentul în care te căsătorești, dorești să vezi și altceva.
acei tineri care nu se cunosc, conjugal vorbind, vor să se descopere unul pe celălalt. Credin, fierbe dragostea în ei. Să nu spuneți mie, spuneam și înainte de emisiune, că sunt doi tineri care locuiesc împreună în același apartament și beau ceai și se iubesc doar privindu-se unul pe celălalt. Nu. Din nefericire nu este așa. Și de aceea este recomandabil ca tinerii să se căsătorească la o vârstă mai fragedă. Eu personal, la 21 de ani și un pic, mi-am pus pirostiile. Soția mea n-avea 21 de ani. Amândoi, ambii noștri părinți, și ai mei și ai ei, au spus că nu suntem oameni normali. Voi să nu terminați-vă școala, nu știu, nu știu cum. Și soția mea a fost foarte vertebrală. I-a spus tatălui, foarte bine, nicio problemă. Noi ne bazăm pe niște principii pe care voi ne le-ați învățat din copilărie, ca să ne căsătorim curați în fața lui Dumnezeu. Eu am amuțit, vă spun sincer, și poate este un moment ca la spovedanii. Mm-hmm. Și eu zic că dacă se va întâmpla viitor ceva între noi, este vina voastră. Vă dați seama ce presiune a pus pe părinții ei? Zic că dacă, în fel, a lucrat la inteligentă șantaj. Inteligentă femeie. Inteligentă. Ați ales-o bine. S-a orientat bine. Glumesc. Da. Da. Dar asta este. Trebuie avută mai multă încredere în copii. Dar copiii îi ai așa cum ți-i educi. Pentru că văzând exemple vii în părinți, și ei, la rândul lor, vor deveni generația pe care noi ne dorim ca să o lăsăm în urmă. Tot spune colegul meu că trebuie să luăm pauza de publicitate, dar pe părintele nu l-am întrebat la ce vârstă s-a căsătorit. Tot așa de 28. Tinere? Un pic mai 28 mai înțeleg, după da? O relație de aproape 10 ani cu soția mea. Deci tot, dacă e să luăm așa, tot de tinere erați împreună. Da. De după BAC. De după BAC. Luăm pe o publicitate și revenim cu discuția în platou. Am revenit în direct la ediție specială. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre cum ne educăm copiii în spiritul creștin. Am spus că am ales doi preoți tineri, ambii părinți. Preotul Mihai Capșa, imediat în dreapta mea, preot la parohia Arămoaia din comuna Tupilaț și preotul Mario Ciucanu de la parohia din Cotul Vameș, comuna Horia. Aveți copii, da? Să vă trăiască. Cum e viața de părinte? Foarte frumoasă. Eu am o prințesă care merge pe 8 ani și un prinț care are tocmai ce am primit 4 luni. Mulțumite, să vă trăiască. Este fascinantă. Eu spun și în cuvintele de la cununie celor care se căsătoresc, că duci o viață ca tânăr până ce îți cunoști soția, o altă viață după ce te căsătorești, dar cu siguranță o altă viață după ce apar copiii. Copiii te definesc, îți oferă o coloană vertebrală mult mai sănătoasă, îți oferă o temelie minții tale mult mai echilibrată. De când a apărut Ilinca în viața noastră ca familie și acum Filip, suntem alți oameni, vezi viața altfel. La ce am mai spus eu într-o emisiune, am citit undeva și mi-a plăcut foarte, foarte mult, momentul în care se naște un copil, în acel moment se naște și un părinte. Aici... Doi, da, exact, doi părinți. Se naște mama, dar se naște și tată, da? Ca tată sunt și ca profesor, cred în acea vorbă că sunt părinți care nu-și merită copii și copii care nu-și merită părinții. Există printre noi familii care au un dar uriaș de la Dumnezeu, copii extraordinari, sănătoși și frumoși și cu o minte strălucită, care nu sunt întocmai ghidați spre un drum sănătos și invers părinți extraordinari care a căror copii tocmai nu prea merg pe drumuri sănătoase.
Și dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Există o explicație? Că sunt foarte mulți factori. Respectiv, oameni inteligenți care au niște copii răi, să le zic așa, probabil le-au oferit o educație ca la carte, nu? Ce s-a întâmplat? Cred că există copil, nu, cam mult spus copil rău sau copil bun, putem spune doar că avem, eu știu, un tânăr cu un comportament deviant pe o anumită, într-o anumită etapă a vieții. Ca această etapă a vieții durează mulți ani, asta într-adevăr face lucrul mai greu de înțeles. Sunt atât de mulți factori încât cred că este greu de dat un răspuns atât din partea unui preot, poate din partea unui psiholog. Părinții au varianta lor, tânărul are varianta lui. E greu de răspuns de ce unii copii cu familii extraordinare aleg un drum greșit și invers. Credinței poate fi și asta un motiv? Că tot vorbim de credință. Nu, personal nu cred. Nu cred că este credința. Vorbim de familie în general, nu neapărat de un model de familie ortodox. Sunt foarte mulți factori sociali. Gândiți-vă la mentalitățile colective, la factorul media, la factorul economic, școala, dinamismul pe care îl oferă societatea și schimbările la care este care sunt oferite unui tânăr începând cu prima zi de școală până când termină, până când ajunge la examenul final, are milioane și milioane de schimbări, o lume într-o permanentă mișcare, este foarte greu și este de înțeles uneori comportamentul ușor deviant. Nu, duminica trecută a fost un text fascinant din Sfânta Evanghelie în care în fața Mântuitorului vine un tânăr bogat și cu foarte multă carte și îl întreabă pe Mântuitorul: eu ce trebuie să fac bun ca să moștenesc viața veșnică? Iar Mântuitorul îi dă cele porunce din legea Vechiului Testament: să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu fii mărturie, să nu pui mărturie strâmbă pentru cineva. Da, și se adaugă: cinstește părinții. Toate acestea s-ar putea reduce la una singură: respectul față de sine și respectul față de aproape. Cred că respectul ar fi dimensiunea fundamentală care ar defini celelalte legi din decalogul Vechiului Testament. E o întrebare dificilă. Ca tată, mă rog în fiecare zi să dea copiilor mei drumul cel bun și drumul sănătos, un drum plin de valori așezate și sănătoase pentru viața lor. Interacționez zilnic ca profesor cu tineri care nu urmează întocmai un drum demn. Nu ne rămâne decât să-i ajutăm și ca preot biserica să-i ajute direct prin activități sau o interacțiune directă și mai cu seamă prin rugăciune pentru a corija acest drum, această deviere de la un drum sănătos. Nu v-am răspuns întocmai la întrebare, e o întrebare grea, de ce unii o iau pe stânga, iar alții pe dreapta. E dificil și da, e periculos. Da, credeți că chiar dacă unii se mai rătăcesc de la pe calea lor, da? Tocmai ce spuneam, dacă se rătăcesc într-un episod, îi aduce credința, îi poate aduce credința bineînțeles, înapoi bineînțeles, pe cale? Bineînțeles, că bineînțeles. Despre credință în rândul pentru copii să-i aducem la și să-i creștem în credință, vorbim azi. Bineînțeles, dar până când se ajungă la credință, nu ajungi, să spunem, la o sumă de credințe sănătoase oferită de biserică sau de biserica în care te-ai născut, până când nu ai fost un burete sănătos în copilăria ta și nu ai văzut un model în familie. Dacă părinții tăi nu au avut nicio legătură cu biserica, dacă mama ta nu te-a dus niciodată, nu te-a așezat în fața unei icoane, dacă părinții tăi nu te-au învățat o rugăciune, este greu de spus că vei avea un drum sănătos în ceea ce privește credința atunci când vei ajunge adolescent sau la o vârstă mai înaintată. Părinte, v-am pregătit o întrebare grea.
asta? Nu, următoarea. Ce părere aveți că despre planificarea familială? Lăsăm câți copii ne dă Dumnezeu sau tineri în ziua de azi și în, având tot felul de mijloace la îndemână, pot alege când și câți copii să aibă? Pot să spun un minut? Depinde cine o face. Depinde cine o face. Cei care au copii și au crescut copii și au schimbat scutece și au legănat nopții la rând copiii, să învețe pe ceilalți. Cei care n-au făcut acest lucru, să ne învețe altceva. Da. Părinte... Părinte, aveți trei. Să vă trăiască. Să rămână, mulțumesc. Atunci, ca să răspund și la întrebarea dinainte un pic și la asta, care, ca să nu bat câmpii prea mult, am să spun așa, în momentul în care mi s-a născut cele două fată, am o fată de 9 ani, tot o Ilincă, cum are și părintele și îl felicit pentru asta. Ce frumos! E extraordinar. Un băiat, Teodor Augustin, și o smărândiță Popi, cea din urmă, dar nu cea de pe urmă, sperăm noi, ci cum am voie, Doamne, Doamne. Mi s-au recomandat de către prieteni și colegi să mă apuc de sport. Că am două fete, trebuie să revin la condiția fizică, trebuie să apăr copiii. În momentul în care vor fi invitate la bal, să vadă viitorii pretendenți că au de-a face cu un tată foarte, nu neapărat auster. Și nici rigid în gândire, ci un tată open-minded, cum se spune astăzi, da? Contează foarte mult încrederea în Dumnezeu. Pentru că sunt părinți, care mi-au spus părintele, care își doresc copii cu ardoare și nu au acest dar. Sunt și care poate nu și-i doresc, dar Dumnezeu îi prisosește în curtea lor. Referitor la planning-ul familial, biserica recomandă o revizuire a comportamentului în ceea ce privește creșterea și educația copilului, copiilor, dar niciodată concepția lor. Pentru că într-un mediu sănătos, într-o familie sănătoasă, într-o familie în care atât tata cât și mama, soțul, soția, nu au vicii, nici la vedere, nici ascunse, să știți că Dumnezeu le dăruiește copii sănătoși. Trece peste toate preconcepțiile vis-a-vis de vârstă. Sunt părinți care și la 40 ceva de ani au dat copii care în timp s-au dovedit a avea un IQ foarte ridicat, care au ajuns oameni foarte mari, dar sfatul meu și sfatul bisericii este ca omul să nu îngrădească ceea ce Dumnezeu și propune și dispune. Omul trebuie să facă eforturi, nu doar pentru perpetuarea speciei, că nu suntem animale. Suntem animale, în sensul bun al cuvântului, îndumnezeite. Și educația, din primii 7 ani de acasă, ne învață fie cine și fiecare că în viitor contează foarte mult, pe termen lung. Pentru că nu doar dusul la biserică de mama, de tata, de bunica sau de oricine altcineva, de nașul, de nașa, contează, ci mediul. Mediul ambiental din sânul familiei. Dacă tu ai văzut dragoste în familie, în momentul în care ai ieșit în lume, ești bombardat de tot felul de tentații. Ai călcat pe băncile școlii, ai auzit tot felul de basaconii. Vine copilul în clasa a doua și îmi spune niște prostii. Tată, ce înseamnă asta? Ați primit întrebări de astea? Bineînțeles. Ce? Fiică mea vorbește lăsat mai mult. În altă emisiune. Mulțumim. Am primit întrebări din acestea, dar au trebuit să răspund foarte elegant. Tu te crucești, îți faci cruce și tu cu limba, ce auzi? Și explici copilului că ce auzi este un cuvânt care nu are nicio legătură cu educația ei și că nu trebuie să promovezi astfel de cuvinte. Oricum, în timp, apar tot felul de presiuni și de opresiuni și de tentații din ce în ce mai mari. Și există riscul, la un moment dat, să existe derapaje controlate sau necontrolate. Dar un copil cu o educație sănătoasă se va întoarce mult mai ușor la originea lui sănătoasă. Își va aduce aminte, mai frate, eu cam luat-o pe arătură. Ar fi timpul să îmi revizuiesc comportamentul. Nu doar că îi dezamăgesc pe mama sau pe tata, pentru că la un moment dat sunt terțe persoane în viața noastră. Îi avem acolo la 150, 200, 500 de kilometri depărtare, mai ales pentru studenți vorbind sau pentru cei care au plecat departe cu serviciu sau cu căsătoria sau cu altceva. Cred că mama și tata acolo dintr-un colț de încăpere, undeva într-un apartament obscur sau undeva la țară, se gândește și se roagă pentru copilul lor.
și simți rugăciunea părinților care întărește temeliile caselor copiilor lor. Pentru că tu ca mamă și ca tată ai datoria să te rogi. La acel pilon m-a referit al credinței în Dumnezeu. Pentru că dacă ai credință în Dumnezeu, și copilul tău va fi o medalie pentru tine. Pentru că noi trăim prin descendenții noștri. Cam atât. Poate să răspund și la planning familial, am luat-o pe arătură dacă n-am știut. Este dificil. Ce se recomandă este ca să nu existe abstinență. Uitați-vă la emigranții noștri dragi care ne bat în porțile Europei. A existat vreo metodă de contracepție sau de abstinență la ei? Au probleme din punct de vedere economic, că sunt mai bine îmbrăcați ca noi. Vor veni peste noi și știți ce au spus? Dacă vă referiți la etnii, acolo... Nu am niciun fel, nu sunt nici antisemit, nici nimic. Nu. Știți ce au spus? Și e un semnal de alarmă. Pentru ei alocația reprezintă Vă vom cuceri cu pântecele fecioarilor sau fetelor noastre. Nu cu războaie. Priviți în Europa de vest. Sunt deja majoritari. De ce? Pentru că nu au avut probleme de planning familial. Noi ne le facem. Că ne temem că nu avem ce să le punem pe masă copiilor noștri. Nu mă iertați, poate vrea să... Nu, poate o iau, bate la tare câmpii. Dar trebuie să fim realiști. Am zis, nu sunt nici extremist, ci sunt echilibrat. Nu gândesc cu ochelari de cal, ci doar încerc să fiu realist și să mă gândesc și la viitor. Prevăd un viitor cât se poate de sumbru pentru copiii noștri. Care să-mi lipsiți de credință. Credința va exista, să știți. Poate de autenticitate. De autenticitate. Am așa o întrebare care îmi stă în minte, așa, da. Clar, viața fiecăruia s-a schimbat de când ați devenit părinți. Bineînțeles că îi învățați pe copiii dumneavoastră foarte multe lucruri, pentru că e datoria părintelui. Dar pe lângă asta, ce învățați de la copiii voștri? Dumneavoastră v-ați spus în seara asta să ne... Dumneavoastră v-ați întrebat vreodată de ce Mântuitorul spune, aduce o condiție clară, fermă, dacă nu veți fi ca cei mici, ca pruncii, nu veți vedea împărăția celor. Iar această căutare permanentă a vieții celelalte, o spune Sfântul Ioan Gură de Aur foarte clar. Ce folos are viața de acum, care durează 60, 70, 80 de ani, dacă nu căutarea vieții celelalte. Mântuitorul spune clar, ai acest model, pruncul, ia-l și vei căpăta împărăția celor. Ce învățăm noi sau ce învăț eu de la cei mici? Da, exact. Dumneavoastră de la copiii dumneavoastră. Păi, mai mult am de învățat de la Ilinca. Cel mic este încă cu biberonul aproape toată ziua pe lângă el. Învăț, deși îmi este foarte greu, că cei mici sunt autentici. Cei mici iubesc necondiționat, cei mici iartă, nu cât ai spune pește, nici nu. Îți dai seama. Da. Și multe alte aspecte care țin de ordin, convenția asta de familie, de familie intimă. Dincolo de asta, fata mea, pentru că e acel prunc model din Biblie, stă foarte bine când își dorește ceva. Adică nu prea are o relație directă cu partea financiară, cu bugetul. Ea știe clar ce își dorește și atâta tot. Consumă cât îi trebuie, nu simte nevoia de moluri încă, nu simte nevoia de diferite mașini, adică nu simte nevoia, altfel spus, de proprietăți vremelnice de care nu are nevoie la vârsta pe care o are. E fascinant să crești un copil și să-l vezi că acum face o boacănă și în câteva secunde îți râde. Noi nu putem lucrul ăsta. Fac iarăși trimitere la tânărul din Evanghelia trecută. Îl numește pe Mântuitorul bun și nu înțelept, adică îl numește, se adresează Mântuitorului cu partea afectivă, intimă, din inimă și nu cu cea rațională. Pruncii
de care vorbim, ei gândesc cu inima, cu sufletul și nu au balastul ăsta educațional, plin de competențe, de abilități, de diplome, care te face să ai față de vecin, față de soție sau față de prieten, să ai un comportament rațional, poate social, poate social, demn social, însă nu e autentic. E, cei mici sunt autentici. Au nevoie exact de lucru de care au nevoie, cât au nevoie, au o raportare la partea financiară extraordinar de echilibrată, iartă necondiționat. Cred, din punctul meu de vedere, pe lângă o învățătură pe care o găsim în textul Fiului Risipitor, și acest text din Noul Testament, cred că este temelia oricărei, temelia sănătoasă a oricărei familii, a oricărei societăți. Dacă te raportezi la copii și înveți de la ei cum să fii om și proiectezi capacitatea lor de a fi bun, autentic în viața ta de peste 30-40 de ani, cred că este un lucru cât se poate de onorabil și de frumos. Mulțumesc, părinte Ciucanu, aceeași întrebare. Crezut că mă săriți. Nu, speram. Aveți multe de învățat. De la copii, înveți, dacă ai uitat-o, sinceritatea debordantă. Înveți să te joci, îți cureți și îți despovărezi sufletul după o zi tumultoasă, înveți virtutea răbdării, în care cred că părintele excelează având un copil de 4 luni. Eu am un an și 4 luni. A avut și noastră 4 luni. A avut fiecare, noi. Da? Deci înveți virtutea răbdării. Atunci când plânge, atunci când râde, când este imprevizibil, și înveți să iubești. Înveți să iubești pentru că iubirea lor necondiționată este foarte molipsitoare. Și legătura care se stabilește între ei și tine cooptează printr-o sudură relația ta cu cea de lângă tine sau cu cel de lângă tine. Deveniți o echipă, deveniți o mică bisericuță, pentru că familia este prin excelență biserica cea mică. Și am vrut să ajung aici pentru că sunt niște stâlpi ai societății care astăzi sunt cu vehemență zdruncinați, ca să nu spunem atacați. Evităm termenul. Biserica, știm. Și ne asumăm. Familia și, din nefericire, și școala. Pentru că tot subiectul nostru este legat de începutul anului școlar, care coincide oarecum cu începutul și anului bisericesc, pentru că nu mai târziu decât poi mâine, pe 1 septembrie, începe și calendarul, începe și anul bisericesc, 1 septembrie. Și credem noi că accentuând sau transpunându-ne în mintea celor mici, impropriindu-ne energiile lor, nevinovăția lor, credința lor, încrederea pe care o au în noi și care poate uneori și o pierd când îi dezamăgim. Pentru că, părinte, vii plictisit, obosit, lasă-mă, te pui la calculator, pe telefon, pe Facebook și îți îndepărtezi copilul. Mi-asum că și eu poate uneori am procedat astfel. Dar după aceea, în momentul în care pui capul în pernă, te mustră conștiința că ai fi putut face mai mult pentru copilul tău în acea zi și îți dai seama că aceste clipe care s-au dus ca suflarea de vânt nu mai revin niciodată. El crește mare, ajunge adolescent și în momentul în care vrei, tată, hai să ieșim și noi să bem un par de suc. Tată, las că te sun eu. Am altfel de preocupări. Cum se întâmplă în societățile occidentale? Da. Unora le-a trebuit o viață întreagă de cercetări să-și dea seama că în primii 3 ani și un pic se formează caracterul pruncului și următorii 3 ani și un pic se formează personalitatea. Bunica mea spunea că 7 ani de acasă sunt temelia. Ea că ta bunica nu avea studii elaborate privind... Ce ne spuneau bunicii? Mare dreptate aveau în tot ce ne-au spus bunicii.
Pentru că tot vorbea părintele de începuturi, sper ca emisiunea din această seară să fie un început într-o colaborare între noi oricând. Și dumneavoastră. Suntem onorați. Și să mai veniți la noi, să ne mai aduceți cu picioarele pe pământ pe noi și pe cei de acasă și să ne reamintim cu toții care sunt valorile pe care au încercat bunicii noștri să ne le însufle. Pare rău că s-a terminat emisiunea, îmi pare foarte rău, a zburat timpul. Și nouă ne pare rău că se termină emisiunea. Trebuie să conștientizăm că nu putem singuri să revenim cu picioarele pe pământ, ci ținându-ne de mână. Pentru că mântuirea sau idealul nostru suprem pe parcursul vieții noastre pământești se face doar în comuniune, alături de ceilalți. Nu poți să răzbești și să întreprinzi nimic singur. Și suntem profund onorați, cel puțin eu personal, cred că și părintele, de invitația din această seară. Vă mulțumesc și eu. Și de ne veți mai invita, vom răspunde afirmativ. Cu siguranță, v-am zis, e o perioadă a începuturilor și sper să colaborăm și să facem lucruri bune pentru cei de acasă. Vă doresc la fiecare în parte multă sănătate, și dumneavoastră. Să vă creșteți copiii frumoși și să aveți succes în toate activitățile pe care le faceți, despre care o să mai vorbim. La care vă invităm cu drag, atât la școală cât și la biserică. Vom fi prezenți. Toate cele bune până la următoarea noastră revedere. Dumneavoastră celor de acasă, sper că v-a plăcut subiectul de astăzi și sper să fiți alături de noi și în alte emisiuni de acest gen. Toate cele bune, la revedere!